Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Pixelul Albastru. Probabil sunteți uimiți să mă vedeți pe mine în această postură de gazda emisiunii. Poate m-ați mai văzut în cadrul altor emisiuni la televizor. Nu spun că neapărat să mă fi văzut, dar există această variantă pentru unii dintre dumneavoastră care au urmărit și alte posturi. Acum, iată, eu voi fi gazda acestei emisiuni începând din acest an în locul domnului Cojocaru, cu care v-ați obișnuit cu siguranță cei mai mulți dintre dumneavoastră. Ei bine, cel mai important lucru de spus acum în prag de nou an 2014 este faptul că toți telespectatorii BTV vor fi cu adevărat luați prin surprindere, tind eu să cred, despre în legătură cu, pardon, noua organizare a postului, noua organizare din punct de vedere al programului. Așadar, ați fost anunțați și pe site-ul newspașcani.ro de această nouă organizare a programului. Iată, începând din acest an, între orele 17 și 23, programul TV Bit va rula, iar programul de știri va fi de la o dată de la ora 8 dimineața, după care de la orele 18:30, 18, pardon, orele 20 și orele 21:30. În timpul acesta de la 20:40 până la 21:30, mă veți vedea pe mine ca realizator și gazda emisiunii Pixelul Albastru. Acum, ca la orice început de nou an, vreau să urez și eu tuturor celor care au intrat în acest nou an cu bine, la mulți ani, să le urez multă sănătate tuturor celor care poate n-au avut parte de ea în anul 2013 sau mai puțin parte de ea, să le urez să se lase de fumat celor care nu s-au lăsat în 2013 și care poate au intenționat să o facă, să le urez să se lase de băut celor care n-au reușit să facă în 2013. Bine, vorbesc despre cei care beau la modul turbulent, așa, să folosesc un termen mai nou, și nu de consumatorii de băuturi alcoolice la modul social. Ei bine, să le urez tuturor mămicilor să-și crească pruncii cât mai frumos și cât mai sănătos din punctul de vedere al organizării sociale și culturale și așa mai departe, și familie. Să le urez tuturor preoților să țină cuvântări cât mai frumoase și cât mai bune, pentru ca noi cu toții să fim creștini ortodoxi și cât mai fideli Bisericii Ortodoxe. Să le urez medicilor să aibă o mână cât mai îndemânoasă, tocmai pentru a-și putea vindeca pacienții cât mai repede și cât mai bine. Să le urez, până la urmă, tuturor învățătorilor, profesorilor, dascălilor, să spunem așa într-un cuvânt, cât mai mult spor în educația pedagogică pe care o realizează fiecare dintre ei. Și, nu în ultimul rând, să urez și dumneavoastră, celor care ne priviți în acest moment, din casele dumneavoastră sărăcăcioase sau mai puțin sărăcăcioase, un an cât mai bun, cât mai înfloritor, în care să vă bucurați de cât mai multe lucruri și să aveți cât mai mult folos în toate cele pe care le veți întâmpina în acest nou an 2014. Ei bine, încep emisiunea prin a vă spune că ieri, în Pașcani, în ajunul Bobotezii, a poposit Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Părinte Teofan, care a participat la o slujbă religioasă la Biserica de Lemn Sfânta Paraschiva din zona Vale. Ei bine, acolo Părinte Paroh este Părintele Costel, iar alături de un sobor de preoți, printre care și Părintele Protopop Pavel Postolache, înalt preasfințitul Părinte Teofan a ținut slujba aceasta religioasă cu Sfânta Liturghie până în jurul orelor 12:30, în care a și sfințit apa, transformând-o în aghiazmă mare, ca o tradiție mai veche care nu prea s-a păstrat în
la noi în țară decât în anumite zone, mai mult de la sat, spunea metropolitul, de a se sfinți apa și transformată în aghiazmă mare chiar și cu o zi înaintea bobotezei. Știm foarte bine că boboteaza a avut loc astăzi, sărbătoarea bobotezei, și sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost deja la biserică și ați luat câte o sticlă, câte o căniță, câte un butoi, poate unii dintre dumneavoastră, ca să fac o mică glumă, de aghiazmă mare, cu care în următoarele 9 zile vă veți bucura, rebotezându-vă, așa cum spunea Părintele Teofan, reîmprospătându-vă, de fapt, haina botezului pe care ați dobândit-o încă de la naștere. Ei bine, ceea ce mi s-a părut foarte frumos și, să spun așa, mi-a trezit mie o bucurie sufletească foarte mare, prezent fiind la evenimentul de ieri, de la Biserica Sfânta Parascheva din Vale, a fost faptul că atunci când Mitropolitul Teofan a ieșit din biserică și s-a format un coridor așa lung de credincioși, Mitropolitul, bineînțeles, se binecuvânta în stânga și în dreapta pe toți credincioșii prezenți, cu ambele mâini, în spatele preasfinției sale mergea primarul Dumitru Pantazii și administratorul public Gică Zanet, cu capul plecat, zâmbind și cu capetele plecate, pardon, pentru că erau doi, zâmbind și, să spun așa, arătând practic mulțimii că ei sunt solidari acestui mesaj al Mitropolitului, înalt preasfințului Mitropolit Teofan, de a sărbători împreună această zi minunată a bobotezei care avea să vină imediat în următoarea zi. Ei bine, ceea ce mi-a transmis mie acest eveniment și mai ales această imagine a Mitropolitului mergând și binecuvântând în stânga și în dreapta, urmat de cei doi, putem să-i spunem așa, lideri ai administrației locale, a fost una de încredere, una de, să spun așa, bucurie, așa, văzând că liderul spiritual al Moldovei și Bucovinei merge în față, drept, așa, ca un stâlp, iar în spatele său liderii noștri locali, și mă gândeam, oare dacă în fiecare oraș al acestei țărișoare a noastre s-ar întâmpla lucrul acesta, cu siguranță și credincioșii bisericii și până la urmă toți cetățenii unui oraș sau unui municipiu, cum e Pașcaniu, ar avea mult mai multă încredere în liderii locali decât o au la momentul actual. Pentru că, cel puțin așa consider eu, dacă un om, cum este domnul Dumitru Pantaze sau cum e domnul Gică Zanet, stă la o slujbă de liturghie de dimineață de la orele 9 până la orele 12:30, atunci când Mitropolitul a ieșit să binecuvinteze, mă gândesc eu că, indiferent de natura firii noastre, care mereu tinde să cârtească până și cele mai sfinte dintre lucruri și să relativizeze totul, totuși îmi permit să cred că în sufletul unui astfel de om, precum domnul Dumitru Pantaz sau domnul Gică Zanet, cu siguranță există o briză, ca să-i spun așa, de credință profundă și de respect cu adevărat profund pentru tradițiile noastre creștin-ortodoxe, pentru slujbele noastre ortodoxe și, bineînțeles, pentru sufletul credinciosului român pășcănean de această dată, care vine la biserică acolo cu sufletul deschis pentru a lua în final binecuvântarea înalt preasfințitului și, bineînțeles, apa sfințită, aghiazma mare. Ei bine, mie mi-a transmis, repet, această stare de încredere și optimism, această imagine a prelatului urmat de cei doi lideri locali și sper ca să-i văd și cu alte și la alte evenimente de acest gen, să-i văd în spatele, nu neapărat în spatele Mitropolitului Teofan, ci și în spatele Părintului Postolache sau în spatele Părintului Cristian sau altor preoți din orașul nostru, la cât mai multe slujbe religioase, și în felul acesta sunt eu convins că ne vor da mult mai multă încredere fiecăruia dintre noi. Ei bine, ei doi fac parte chiar și din Consiliul Eparhial al Mitropoliei Iași, un lucru poate pe care puțin dintre dumneavoastră îl știau. Iată, astăzi mai mulți l-ați aflat. De aceea, cum vă spuneam,
o imagine, cu această imagine frumoasă mi-am început eu noul an și acum trec mai departe și, bineînțeles, o să trebuiască să intru în acest tumult al evenimentelor care se petrec la noi în țară și care tind să ne năpădească așa viețile ca un tăvălug, ca să spun așa. Sunt convins că toți sau cei mai mulți dintre voastre ați auzit deja despre cazul Adrian Năstase, care a fost condamnat, iată, de Instanța Supremă astăzi la 4 ani de închisoare cu executare, respectiv soția sa fiind condamnat la 3 ani cu suspendare. Este vorba de dosarul Zambaccean, de care cu siguranță ați auzit cu toții în decursul timpului, celebrul dosar. Ei bine, de această dată un complet de 5 judecători al Instanței Supreme l-a condamnat pe acesta, cum vă spuneam, pentru șantaj și luare de mită în formă continuă. Ei bine, instanța a dispus contopirea a 2 pedepse, una de 3 ani de închisoare și una de 4 ani de închisoare, urmând ca Adrian Năstase să o execute pe cea mai grea, respectiv cea de 4 ani, cum vă spuneam. Instanța îl mai condamnase în trecut pe domnul Adrian Năstase, știți foarte bine, nu? Celebrul caz în care dumnealui a încercat să se sinucidă cu un pistol, tentativă eșuată, penibilă din punctul multora de vedere. Ei bine, a ieșit din închisoare, nu putem spune chiar proaspăt, dar oricum de puțin timp a ieșit din închisoare și acum, iată, primește o lovitură și mai grea din partea instanței din România, Instanței Supreme, care, așa cum vă spuneam, îl pune din nou cu botul pe labe. Să folosesc așa un termen mai popular pentru dumneavoastră. Totodată citesc aici în știrea de pe mediafax.ro că judecătorii au dispus de contopirea pedepsei de 3 ani de închisoare dispusă de instanța de fond în pedepsele componente de 2 ani de închisoare pentru folosirea bunurilor societății comerciale împotriva scopurilor acesteia și respectiv de 3 ani de închisoare pentru participație improprie la folosirea de documente false la vamă. Ei bine, completul de 5 judecători a mai constatat că în cazul Irinei Jianu, încetarea procesului penal, dare de mită și pentru participație improprie la falsă în scrisuri sub semnătură privată, ca urmare a prescripției răspunderii penale. Era vorba, îmi cer scuze, poate că nu v-am introdus exact în schemă, era vorba despre Irina Paula Jianu, fost șef al Inspectoratului de Stat în Construcții, care a fost condamnată și ea la 4 ani de închisoare pentru spălare de bani în formă continuă și la 2 ani de închisoare pentru participație improprie la fals intelectual la legea contabilității în formă continuă. Ei bine, acum probabil cei mai mulți de dumneavoastră se vor întreba dacă domnul Adrian Năstase va recurge din nou la această strategie a lui. Până la urmă nu știm dacă a fost regizată sau nu a fost regizată. Nu, tot am rămas așa cu un semn mare de întrebare, de sinucidere. Și cu toții așteptăm cu sufletul la gură să vedem dacă își va mai trage sau nu își va mai trage dumnealui un glonț în cap sau cel puțin dacă va mai încerca un fel așa de a ne impresiona printr-un gest din acesta extrem. Pe mine cel mai mult nu mă interesează dacă își va mai trage sau nu un glonț în cap, ci mă interesează dacă guvernul Ponta va da cumva sau nu va da o ordonanță de urgență pentru grațierea și amnistierea acestui lider politic, fost lider politic PSD, că de acum încolo nu prea mai putem noi considera lider politic PSD, întrucât nu prea va mai fi prin preajmă, ca să spunem așa, va fi undeva într-un loc mai puțin călduț după niște gratii. Răspunsul premierului Ponta poate că o să vă surprindă pe mulți dintre dumneavoastră. El, întrebat de gândul.info dacă ia în considerație amnistia și grațierea, premierul a declarat că nu intenționează să emită o astfel de ordonanță de urgență, spunând chiar următoarele: nici nu intenționez și nici nu cred că se poate. Când s-a pus problema, am spus că este neconstituțional și nu intenționează să facă așa ceva. Iată, aceasta este declarația domnului Ponta. Pentru mine este destul de surprinzătoare că a exclus din start această posibilitate, cu atât mai mult cu cât știm foarte bine că fostul premier Adrian Năstase era chiar mentorul actualului premier și întotdeauna, atunci când domnul premier Ponta a fost într-o anumită circumstanță de a-i lua sau nu-i lua apărarea domnului Năstase, întotdeauna i-a luat apărarea și întotdeauna a vorbit în termeni destul de elogioși despre fostul premier. De aceea, această declarație a sa, prin care spune că nici nu ia în considerare grațiere a lui Adrian Năstase, mie mi se pare cel puțin una surprinzătoare. Ei bine,
potrivit unui profesor universitar de la Facultatea de Drept din București, Ștefan Deaconu, reacția, una din teoriile intens vehiculate în aceste zile în România, dacă guvernul ar emite totuși o astfel de ordonanță de urgență sau nu, el este de părere că ar comite un abuz guvernul dacă într-adevăr ar emite o astfel de ordonanță. Așadar, stimați telespectatori, s-ar putea că 4 ani de acum încolo vom fi nevoiți să privim la televizor știri despre domnul Adrian Năstase, probabil care vor curge pe bandă rulantă, așa cum curg acum despre, sau cum au curs în toată această perioadă de când Gigi Becali a fost închis în pușcărie. Și vă dați seama, o să vedem ce condiții are în celulă, dacă are televizor, dacă are telefon mobil, ce vizitatori a mai primit, ce se mai întâmplă pe acolo, ce declarație mai postează dumnealui pe Facebook din celulă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, o să cam auzim de Adrian Năstase mult și bine. Cumva această pedeapsă a lui Adrian Năstase, dacă e să privim la modul, să spun așa, al hazului de necaz, să spun așa, dacă îmi permiteți, e cumva una benefică pentru el, pentru imaginea dumnealui, pentru că deja foarte multă lume începea să-l uite pe Adrian Năstase, să uite de fostul premier și așa mai departe. El nu prea mai apărea pe la televizor, după cum știți. Ei bine, acum, când va sta în închisoare, vă dați seama că atât de mulți jurnaliști vor avea mereu un subiect. Atunci când vor rămâne fără subiect, ei imediat vor încerca să vadă ce mai face Adrian Năstase în pușcărie. De aceea, vă dați seama că întotdeauna vom fi conectați la această realitate a pușcăriei, care, din punctul meu de vedere, nu e o realitate de care ar trebui să fugim, e o realitate care, până la urmă, există în interiorul societății noastre și de care ar trebui să ținem cont. Nu? Pentru că nu numai Adrian Năstase este în pușcărie, mai sunt și alte figuri politice, chiar dacă pe multe dintre acestea le-am uitat. Mai există și domnul Gigi Becali, pe care nu avem cum să-l uităm, bineînțeles, atâta vreme cât Steaua încă joacă în Champions League și în Cupa UEFA. Și, așa cum spuneam, poate că sunt și unele dintre rudele dumneavoastră sau ale noastre, ale tuturor, printr-un eveniment nefericit, ajunse în penitenciar. Ei bine, haideți să trec acum la un alt subiect. Deja cred că v-am săturat și eu și toate celelalte televiziuni naționale care au dezbătut acest subiect. Să mai vorbim despre îmbuzeala la gheazmă de bobotează. Nu mai are sens. Cred că fiecare dintre noi știm deja că celebrele cozi la aghiazmă au devenit emblematice de-a lungul anilor la fiecare dintre bisericile din Pașcani și nu numai, și din suburbii și din satele din prejurul Pașcanului. Eu personal cred că la capela aici unde a fost anul acesta sfințită apa și transformată în aghiazmă mare, îmbulzeala credincioșilor și spiritul acesta anarhic de a încerca să intre în față și de a lua aghiazmă a mai fost oarecum temperat, s-a mai temperat față de anii anteriori. Cred că într-un sfârșit așa, pășcănenii au început să audă glasul părintelui Postolache, care an de an cere printr-un glas foarte blând și părintesc așa credincioșilor să nu se îmbuzească, să fie cât mai ordonați, să fie cât mai înțelegători, cât mai civilizați. Și iată, anul acesta cumva spiritul mi s-a părut unul semi-anarhic, așa, în care oamenii totuși au format și două, trei cozi, s-au ajutat între ei cu căni, de altfel un spirit apropiat de spiritul creștin adevărat. Așa mi-a plăcut mie să cred, fiind acolo prezent. Nu pot să spun că a fost extraordinar de o ordine și foarte civilizat mediu, dar oricum cred că e o îmbunătățire considerabilă față de anii precedenți. Ei bine, să vorbim puțin și despre administrație, nu? Un subiect care ne influențează pe fiecare dintre noi, la buzunar, mai ales la buzunar. Puneam mâine la buzunarele de la pantaloni, dar s-ar putea unii să-și țină banii și la buzunarele de la piept, nu? Nu? Mai bine să fac și un astfel de gest. Coadă la plata taxelor locale, așa sună un articol pe newspașcani.ro. Ghișeile vor fi deschise începând de vineri. Cine sunt cei mai, să spun așa, cei mai fideli plătitori ai taxelor și impozitelor la noi în oraș? Bineînțeles, pensionari, care sunt întotdeauna la datorie acolo, achitându-și de cele mai multe ori, pentru că evident că există și excepții, de cele mai multe ori cu conștiinciozitate
taxele și impozitele. Ca în fiecare an, imediat după anul nou, ne spune aici articolul, se formează cozi la ghișee pentru ca la ghișeele la care oamenii își achită datoriile. S-a întâmplat și astăzi, 6 ianuarie la Pașcani, deși caseriile vor fi deschise abia de vineri. Ei bine, aglomerație mare astăzi, 6 ianuarie, la finanțele publice locale din Pașcani. Zeci de cetățeni au venit de la prima ora dimineții pentru a-și plăti taxele și impozitele locale pentru anul în curs, însă au făcut cale întoarsă, așa cum vă spuneam, constatând și ei că exact, era un anunț acolo pe ghișeu, la ghișeu, cu informații care le spunea foarte clar că funcționarii își reiau lucru începând de vineri. E bine, aceste ghișee au fost toate cu asalt și de către cei care își reînnoiesc buletinele sau au de plătit amenzi pentru taxele de timbru. Vedeți cât de conștiincios este românul nostru, deși vorbim atât de mult de criză, vorbim atât de mult de faptul că nu mai avem bani să mai cheltuim pe mâncare, că sărbătorile ne-au secătuit la buzunar într-un hal fără de hal. Cu toate acestea, nu știu dacă se mai întâmplă în vreo altă țară europeană lucrul acesta, începând cu 6 ianuarie, când culmea, ghișeele sunt închise, nu știu dacă chiar zeci de oameni, așa cum ne sugerează aici articolul, dar oricum, foarte mulți oameni vin cu conștiinciozitate să-și plătească taxele și impozitele, amenzile și așa mai departe, lucru care totuși ne pune pe gânduri, nu? Ne face să înțelegem că totuși românul nostru este oarecum civilizat, oarecum adaptat noi realități, nu, în care, iată, este conștient că trebuie să-și plătească, să dea cezarului ceea ce este al cezarului, după ce, nu, în cursul dimineții, a dat lui Dumnezeu ceea ce era lui Dumnezeu, în cadrul slujbei boteze. Și poate va mai da și mâine, pentru că mâine este Sfântul Ioan Botezătorul și din nou este slujbă la fiecare biserică din țară, cu Sfântă Liturghie. Dar, ca să revin la subiect, astăzi a trebuit, în concepția lui, a românului, să dea cezarului ceea ce e al cezarului. Nu? După ce a plecat de la biserică, ce s-a gândit omul? Trebuie să mă duc imediat la ghișeul finanțelor publice sau așa, să-mi plătesc datoriile din anul 2013. Nu vreau să mă apuce, să treacă ziua bobotezii și să mă apuce anul nou de la început, așa, cu datorii din anul precedent. Nu? Un lucru poate interesant pentru mulți de constatat. Să mai vorbim și despre faptul că banii pășcănenilor vor fi cheltuiți în acest an într-un mod care ne-ar putea, să spun așa, într-un mod care ne va putea influența mai mult sau mai puțin. De ce spun lucrul acesta? Iată, într-un articol pe care îl citim aici pe newspașcani.ro, aflăm că toți cetățenii municipiului Pașcani vor fi consultați de către administrația locală în ceea ce privește bugetul planificat pentru anul 2014. Cu alte cuvinte, administrația locală susține că bugetul alocat pentru acest an de investiții, care este de 5,7 milioane de lei noi, apropo, și care va mai fi suplimentat cu încă un împrumut de la CEC de 2 milioane de lei noi, va fi dat spre consultare, va fi, cum să zic așa, ca să mă exprim cât mai românește, va fi propus pentru acest buget, va fi propus opiniei publice într-o dezbatere publică pentru ca fiecare cetățean al acestui oraș să-și poată da cu părerea dacă este de acord sau nu este de acord cu bugetul pe noul an 2014. E bine, dacă aveți idei sau vreți să fie realizată o anumită investiție pe strada dumneavoastră, în cartierul dumneavoastră, în suburbia dumneavoastră, e bine, acum este momentul să acționați. Cel puțin așa ne îndeamnă acest articol, pentru că, așa cum vă spuneam, sunteți invitați cu propuneri la modul de cheltuire a banilor publici în acest an și să vă spun și exact când, nu știu dacă găsesc aici o dată exactă, Primăria Pașcani a publicat proiectul de buget, deja este publicat, așadar documentul poate fi găsit pe site-ul instituției, așa, iar cheltuielile prognozate sunt se ridică la circa 65,3 milioane de lei, vor depăși veniturile pe care, bineînțeles, primăria le are, tocmai pentru aceasta
sunt planificate investiții, pentru că sunt planificate investiții foarte importante, cum sunt asfaltarea multor străzi din municipiu și, bineînțeles, reamenajarea esplanadei din vale, a scărilor mici, a scărilor mari. E bine, trebuie să știți că pe data de 20 ianuarie, iată, am găsit în sfârșit data în articol, pe 20 ianuarie dumneavoastră veți putea fi consultați de către administrația publică locală pentru ca aceștia să afle dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu bugetul, cu planul cheltuirii bugetului pentru anul 2014. Așadar, să fiți prezenți pe 20 ianuarie la primăria Pașcani, număr cât mai mare, estimați cetățeni, dacă se poate și cu pancarte pe care să aveți sloganuri care să arate energia dumneavoastră, să arate entuziasmul dumneavoastră și motivația de a fi acolo și de a lupta pentru propriul interes, pentru că nu prea am văzut așa ceva, astfel de demonstrații în Pașcani, cel puțin de când mă știu eu. Dar poate că odată cu trecerea anilor vom lua și noi exemplu americanilor, bine, nu neapărat americanilor, că și europenii ies în stradă, mai ales francezii. Dar vom lua și noi exemplul oamenilor civilizați care se îngrămădesc în număr destul de mare atunci când viitorul lor este în joc și pus pe masa aleșilor locali. Indiferent că este vorba de primărie, indiferent că este vorba de guvern sau până la urmă chiar și de Comisia Europeană. Pentru că de multe ori sunt trimiși ai popoarelor care se duc și protestează și în fața Comisiei Europene. Probabil ați văzut lucrul acesta la televizor. Ei bine, și dumneavoastră aveți, iată, ocazia să protestați sau nu. Deci nu vorbim neapărat, nu vreau să vă incit acum la proteste. Să protestați sau nu, să fiți de acord, să susțineți, să vă bucurați, să spunem așa, împreună cu aleșii noștri locali, în ceea ce privește cheltuirea, planul de buget pe 2014 și a modului de cheltuire a banilor. Nu? Aveți toată libertatea de a fi acolo pe 20 ianuarie și de a vă spune punctul de vedere deschis cu privire la acest aspect. Acum, aș vrea să mai punctez un aspect destul de important pentru cetățeni. Ei bine, saloanele pline de bolnavi după mesele copioase de Crăciun și Revelion, cu alte cuvinte, nu puteam să nu trecem în revistă și acest subiect și să menționăm faptul că zeci de persoane, până la urmă, dintre pășcăneni și nu numai, și cei care locuiesc în jurul Pașcanului, s-au prezentat anul acesta la Spitalul Municipal Pașcani, la începutul acestui an, 2014, din cauza, bineînțeles, abuzului de alimente și de alcool, de care vă vorbeam la începutul emisiunii. Unii nu s-au putut abține de la bunătățile tradiționale românești, ca de obicei, au mâncat peste măsură, au tăiat porcul și au mâncat prea multă slănină, probabil prea multe grăsime, și au ajuns ulterior la Spitalul Municipal Pașcani cu diferite afecțiuni, probabil indigestii și așa mai departe și alte probleme care le-a cauzat răul. Aici în articol ne lasă de înțeles că aceste persoane cărora le s-a făcut rău, le s-a făcut rău din cauza postului ținut. Știm că ieri a fost o zi mare de post în ajunul Boboteze, dar eu mă îndoiesc că persoanele care au ajuns la Spitalul Municipal Pașcani s-au simțit rău în urma postului Crăciunului, ținut până pe 24 decembrie, sau în urma postului din ajunul Bobotezei, de o singură zi. Mă îndoiesc, dar acum cine știe, e posibil să fie și din aceste cazuri. De obicei, postul nu-ți face rău, postul îți face mai mult bine, chiar și din punctul de vedere al stării fizice, de sănătate. Compartimentul de primiri urgențe de la Spitalul Municipal Pașcani, știm aici, a fost luat cu asalt. Iată ce exprimare interesantă, încă din primele zile ale Crăciunului, din cauza abuzului de mâncare. Ambulanțele pășcănene au primit peste 50 de solicitări în 24 de ore, cele mai multe dintre ele fiind pentru intoxicații alimentare și dureri abdominale. Ei bine, cum vă spuneam, omul care mănâncă peste măsură. Omul, așa cum spunea un mare filozof, este singurul animal care mănâncă chiar și atunci când nu e foame și care bea chiar și atunci când nu este sete. Vedem foarte bine asta, mai ales atunci când facem o investigație așa sumară la spitalele municipale de la noi din țară, nu? Vedem exact că situația nu stă deloc roz în ceea ce privește acest aspect. Și iată, și astăzi, ne spune articolul, sute de oameni au venit în ambulatoriu de specialitate pentru consultații programate. Așadar, oamenii și-au programat din timp consultațiile pentru 2014. Adică încă din 2013, ce a zis omul? Dom'le,
voi fi bolnav în anul 2014. Adică sigur voi fi bolnav. Trebuie încă de la începutul anului, de pe 6 ianuarie, să fac programare, să-mi țin sub control boala sau să-mi țin sub control reacțiile organismului. Poate unii dintre ei erau bolnavi de mai înainte, nu zic că au început să fie bolnavi de la începutul anului. Însă, iată cât de conștiincioși sunt pășcăneni în ceea ce privește starea lor de sănătate. Și fac programări cu mult timp înainte și într-o zi de 6 ianuarie, adică chiar într-o zi de bobotează, să vină cu sutele în ambulatoriu pentru consultații de specializate. Consultații de specialitate. Un lucru destul de bizar pentru mine, nu? Adică, până la urmă, nu știu dacă chiar așa năpădește boala atât de repede încă de la începutul anului. Din fericire însă, mai citim mai departe, personalul medical de la ambulanță a precizat că sărbătorile au fost mai liniștite decât acum 2 ani, fără bătăi și accidente rutiere numeroase. Iată, încă un lucru bun pe care îl aflăm de la personalul medical. Ce bine că nu am avut prea multe bătăi de cap cu accidentele rutiere, mai ales acest aspect pe mine mă bucur foarte mult, deși am citit astăzi pe tot așa pe un site, cum că un șofer neatent a intrat într-o gospodărie din localitatea Ruginoasă, a dărâmat acolo gardul gospodăriei, cred că găsește acest accident dacă îl caut puțin. Iată, un șofer a ratat o curbă și a intrat cu mașina în curtea unei familii din Ruginoasă. Ei bine, spaimă mare a fost mai mult pentru familia, probabil, acelei gospodării care locuiește în apropiere de prima curbă de la intrarea în localitate. Iată, citim aici, intrarea în localitate dinspre Pașcani. În această dimineață ei s-au trezit în curtea casei cu auto utilitar, deci o mașină în toată regula, nu un autoturism mic. Șoferul acesteia a pierdut controlul volanului și nu a mai reușit virajul la dreapta. Mașina a sărit șanțul, a lovit o fântână, i-a distrus gardul proprietarului, după care a atins casa, a produs anumite pagube și la casă și s-a oprit în via proprietarului. Uite, ia uitați, în autoutilitară se afla un șofer din Suceava și un coleg de la acestuia. Nu mai are sens să mai dezbatem acest subiect, doar să spunem că asemenea accidente în care mai dărâmi un gard, mai strici o fântână, mai zgârii casa unui om și ajungi până în via acestuia, sunt accidente, să spunem așa, care sunt de dorit a se evita, dar care se mai pot produce datorită stării drumului, datorită neatenției, însă accidente de care ne-am dorit să tot auzim de-a lungul anului 2014 în locul acelor accidente care sunt cu victime omenești. Mă refer aici mai ales la accidentele grave în care își pierd viața copii, mame, părinți, accidentele care sunt de cele mai multe ori traumatizante pentru membrii familiilor respective. Ei bine, cum spun așa, nu ne bucurăm că a avut loc acest accident astăzi în Ruginoasa, dar ne dorim ca viitoarele accidente despre care o să auzim, pentru că știm foarte bine, sunt iminente aceste accidente. Oricum vom auzi de accidente de-a lungul anului 2014, pentru că e natura firii omenești să greșească. Nu? Mai ales atunci când este la volan. Dar să auzim numai de accidente din acestea, în care s-a mai distrus un gard, s-a mai rupt o fântână, s-a mai accidentat poate o căruță, un cal, dar care să nu fie cu victime omenești. Ei bine, stimați telespectatori, ne pregătim acum de o scurtă pauză publicitară, după care, în a doua parte a emisiunii, care va fi ceva mai scurtă, vom reveni cu informații, de data aceasta noi, poate că nu vă așteptați, despre zodiacul chinezesc de această dată, care va pune în discuție semnul calului de lemn sub care începe noul an 2014 și care, în funcție de fiecare zodie în parte și de anul nașterii dumneavoastră, o să vă dea de înțeles diferite aspecte pentru viața personală a fiecare dintre dumneavoastră. Sărbători fericite și produse de calitate. Asta oferă pășcănenilor grupul de firme Cosarom. Cel mai mare producător regional de carne și preparate din carne vine în întâmpinarea consumatorilor cu prețuri promoționale de sărbători. Produsele sunt sigure și sunt fabricate din carne refrigerată proaspătă.
De Crăciun, pășcănenii pot avea pe masă o gamă variată de preparate de carne de porc și pasăre. De la gustoșii cârnăciori până la pastramă, mezelul și produsele specifice sezonului. An de an, Cosarom s-a evidențiat nu doar prin calitatea produselor, dar și prin ofertele speciale. Cosarom respectă principiul calității și siguranței alimentului pe tot parcursul procesului tehnologic. Pășcănenii sunt așteptați în magazinele Cosarom, unde, într-o atmosferă de familie, pot găsi și cumpăra cele mai bune și sigure produse existente pe piață. Cosarom urează tuturor cumpărătorilor sărbători fericite și la mulți ani! Fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tonplast, pentru un cămin fericit. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor vă așteaptă cu oferta săptămânii. Malete copii, diverse mărimi și culori, începând cu numai 6 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău.
Dorimer, aproape de casă. Mobilă de calitate pentru gusturi rafinate. Lemn masiv meșteșugit cu har. Căldura naturii, calitate și confort pentru căminul tău. Toate de la fabrica de mobilă Adems Pașcani. Adems, imaginea căminului tău. Este important pentru tine să mănânci sănătos. Este important pentru familia ta să aibă pe masă produse proaspete și de calitate. Magazinul Avastar din Piață Deal vă oferă o gamă diversă de carne și preparate din carne prelucrate în propriul abator la standarde europene. Avastar, gustul și savoarea cărnii. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Stimați telespectatori, bine v-am regăsit în cea de-a doua parte a emisiunii la Pixelul Albastru. Parte în care ne mai destindem puțin, vorbim despre Zodiac, vorbim despre o știre destul de amuzantă și interesantă în același timp. Iar de acum încolo țin să vă spun următorul aspect, acela că în fiecare emisiune Pixel Albastru pe care o voi ține de acum încolo, cea de-a doua parte va fi legată de Zodiac, respectiv Zodiacul European, pentru că acesta ne interesează în mod deosebit fiecare zi de luni până vineri. Și, bineînțeles, voi prezenta și un clip amuzant sau o știre amuzantă care mie mi s-a părut interesantă sau știu eu cum, care a dobândit foarte multe like-uri pe Facebook sau foarte multe accesări pe YouTube. Ei bine, astăzi mi-am propus să nu intru direct așa în brânză ca românul nostru, cum lui de obicei îi place să facă, ci m-am gândit să vă iau așa puțin la modul general cu zodiacul și să vă spun câteva elemente despre zodiacul chinezesc. Pentru că în acest sfârșit de an și 2013 și început de an 2014 am auzit foarte multe elemente despre zodiacul chinezesc. Adică foarte multe persoane cunoscute mie și nu numai, vorbeau între ele despre, iată, anul calului de lemn, ce aduce zodiacul chinezesc. Dacă ați observat și dumneavoastră, la fiecare început de an nou, mulți dintre români au început deja să vorbească despre celebrul zodiac chinezesc. Iată, anul ăsta e anul dragonului, anul ăsta e anul tigrului, anul ăsta... De această dată se vorbește despre anul calului de lemn, așa este numit anul 2014, potrivit zodiacului chinezesc, citim aici într-un articol de pe romaniatv.net, începând cu 31 ianuarie 2014, va începe anul calului de lemn. Cu alte cuvinte, încă nu a început, dar suntem, ne îndreptăm cu pași repede spre el și ajungem din urmă cât mai curând acest an al calului de lemn, care se va încheia, iată, pe 18 februarie 2015. Simbolul acesta al calului de lemn reprezintă un nou început, citim aici, pe mai multe planuri, atât personal, profesional și financiar, mai ales pentru persoanele, fiți atenți, care sunt foarte creative, care au o viziune diferită asupra lucrurilor decât persoanele obișnuite. Așadar, dacă sunt printre dumneavoastră scriitori, să spun așa, liberi întreprinzători, persoane inventive, persoane cu viziuni originale asupra lumii sau cu viziuni revoluționare asupra lumii acestea, s-ar putea ca acest an 2014, potrivit zodiacului chinezesc, să vă dea apă la moară tuturor acestor idei ale dumneavoastră și să vă facă să vă simțiți cu adevărat în largul dumneavoastră, să fiți mai apreciați de cei din jur, să fiți mai stăpâni pe propriile forțe, să fiți mai motivați, mai încrezători în sine. De aceea, nu? Poate că e o veste bună pentru dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că e o veste bună pentru acei dintre dumneavoastră care sunteți mai echilibrați, mai conservatori și care, nu, până la urmă, vă vedeți demersul vieții de zi cu zi fără să creați idei revoluționare sau să aveți opinii care să pară, să spun așa, diferite de ale celor din jur. Ei bine, o să vă spun așa pe scurt despre fiecare
persoană care este născută într-un anumit an. Așadar, o să vă spun foarte pe scurt și destul de rapid. Dacă mă urmăriți, e bine. Dacă nu, eu sper să totuși să aveți răbdare cu mine și să mă urmăriți. Adică să nu schimbați canalul, asta vreau să vă spun. Ei bine, pentru cei care s-au născut în anul șobolanului, adică în anul 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948 sau 1936, mai jos nu mai citesc, n-are sens, acest an va fi provocator pentru dumneavoastră, în special pe plan profesional, pentru că acest lucru o să vă placă, iar acest lucru o să vă placă la nebunie. Dacă nu veți avea deloc de muncă, cu siguranță veți rezolva această problemă. Veți profita din plin de oportunitățile care apar în prima jumătate a anului, pentru că nu le veți mai întâlni prea curând. Pentru cei născuți în anul 2009, în anul 1997, 1985, 1973, 1961, 1949 sau 1937. Ei bine, acela este anul bivolului. Pentru acești nativi va fi un an destul de dificil din cauza presiunilor și a competițiilor de la locul de muncă. Activitățile monotone nu își vor aduce schimbări pe plan profesional, așa că este mai bine să vă orientați spre activitățile creative, cum vă spuneam la începutul acestei a doua părți a emisiunii. Ei bine, pentru cei născuți în anul tigrului, este vorba despre anul 2010, anul 1998, anul 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 sau 1926. Ei bine, horoscopul chinezesc vă spune numai de bine, deși unele schimbări de la locul de muncă vă vor stresa, iată, pe parcursul acestui an veți realiza că au fost o șansă importantă de a vă pune în valoare calitățile, vă așteaptă multe oportunități anul următor, nu trebuie decât să știți să profitați de ele. Planul profesional este presărat cu victorii și promovări. Norocul vă va însoți permanent în toate aspectele vieții, carieră, dragoste, bani, sănătate. Pentru cei născuți în anul iepurelui, adică anul 2011, anul 1999, 1987, 1975, 1963, 1951 sau 1939, iată, anul calului de lemn este unul mai dificil pentru dumneavoastră, pentru că nivelul dumneavoastră de energie și inteligență va răzbate mai greu. Veți simți nevoia să acordați mai multă atenție profesiei în detrimentul vieții personale, și veți avea surpriza să primiți ajutor din partea prietenilor. Iată o surpriză plăcută, nu veți avea probleme cu banii, o surpriză și mai plăcută. Pentru cei născuți în anul dragonului, adică anul 2012, anul 2000, 1988, 1976, 1964 sau 1952 sau chiar 1940. Horoscopul chinezesc nu prezice suișul sau coborâșul, ci constanță. Adică dumneavoastră veți merge ca și în anul 2013. Pentru cei născuți în anul șarpelui, adică anul 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953 sau 1941. Locul de muncă va aduce multă activitate și schimbări favorabile. Superiorii se vor baza pe dumneavoastră în orice situație, iar dumneavoastră veți face față cu brio tuturor provocărilor pe toate planurile dumneavoastră, și profesional, și sentimental, și mai departe. Pentru cei născuți în anul calului, adică 2014, anul acesta, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 sau 1942, chiar și 1930, vă așteaptă un an plin de activități de tot felul, care nu vor aduce decât succes și veți primi multe sarcini de rezolvat, dar niciuna nu vă va provoca dificultăți mari. Mai aveți parte de vești bune și pe plan amoros, atâta timp cât nu luați decizii pripite. Ei bine, pentru cei născuți în anul caprei, adică anul 2003, 1991, 1979, 1967, 1955 sau 1943, sau chiar și 1931, horoscopul chinezesc vă prezice o perioadă norocoasă, cu multe oportunități, rezultate bune la locul de muncă sau la studii, promovări și multă, multă dragoste. Ei bine, nativele singure, așa că aviz amatoarelor, se pot implica în relații intense, însă acestea nu vor dura o perioadă mare de timp. Vor apărea noi surse de bani, dar este indicat să găsiți moduri bune de a-i cheltui. Iată ce interesant acest aspect. Pentru cei născuți în anul maimuței, adică anul 2004, anul 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 sau chiar 1932, nativele din maimuță sau nativii din maimuță vor munci foarte mult în 2014, se vor implica în mai multe activități, riscând să nu le poată termina pe toate, mai ales că se simt distrase de alte lucruri. Anul calului de lemn aduce și o creștere a veniturilor. Pe plan amoros este armonios și romantic. Ei bine, anul cocoșului.
cei născuți în anul 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 sau 1933, veți avea parte de multe provocări la locul de muncă care nu vă vor încânta la prima vedere, dar care vă vor aduce beneficii pe termen lung. Veți rezolva lucrurile neîncheiate în anul 2013 și veți stabili un echilibru în viața dumneavoastră. Pentru cei născuți în anul câinelui, adică anul 2006, 1994, 1982, 1970 sau 1958, 1946 sau 1934. În 1934 a născut bunicul meu, care pe această cale urește și la mulți ani, am plinit pe 1 ianuarie vârsta de 80 de ani. Iată, pentru acești nativi, sub semnul câinelui, ei se spune că vor avea parte de schimbări pozitive în viața profesională, care le vor face să-și descopere noi talente. Așa că, bunicule, s-ar putea să te apuci de pictat sau de cântat la vioară. Cel puțin așa spune zodiacul chinezesc. Veți evita cheltuielile mari, astfel nu veți întâmpina probleme la capitolul financiar, după cum sugerează horoscopul chinezesc la alte zodii. E bine, în viața de cuplu se cere foarte multă răbdare, iată, deoarece va fi unul greu și va fi greu să găsiți căi care să vă rezolve fisurile create prin cuvintele grele. Așadar, bunicul meu va trebui să aibă mare grijă, pentru că atunci când se va certa cu bunica să-și amintească că zodiacul chinezesc i-a cerut să aibă răbdare și foarte, foarte mult echilibru în acest plan, pentru că, iată, poate întâmpina probleme. Stimați respiratori, cam atât. Mai avem, iată, uite, mai avem încă un an, anul mistrețului, adică cei născuți în 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935. Iată, este anul mistrețului. Tatăl meu e născut în 1959, așa că poate citesc și pentru el dacă mă ascultă la ora aceasta. Horoscopul chinezesc în 2014 este favorabil femeilor de afaceri și a celor aflate în competiții de tot felul. Nativii, indiferent de cât de mult succes vor avea, vor păstra un punct de vedere realistic asupra lucrurilor. Relația de cuplu poate avea semne armonioase dacă nu deschide ușile fragile ale trecutului. Cuplurile căsătorite vor avea parte de amintiri frumoase împreună și se vor aștepta chiar și la un nou membru al familiei. Nativii din mistreți care nu sunt implicați în relații vor avea o viață socială activă care le poate aduce surprize plăcute. Dacă aveți stomacul sensibil, evitați elementele de tip fast food. Iată, o foarte bună recomandare la final pentru acei născuți în anul mistrețului. Stimați spectatori, nu mai avem timp din nefericire pentru știrea pe care vreau să vă pun în evidență în seara aceasta. Era o știre foarte interesantă, dar o să vă spun mâine, la emisiunea de mâine, de la aceeași oră. Așadar, vă aștept din nou la orele 20:40 la Pixelul Albastru, atunci când ne vom întâlni din nou cu subiecte interesante, atât din societatea noastră pășcăneană, cât și din întreaga societate românească. La revedere!